servicii care sunt finanțate de surse exclusiv private. Deși autoritățile publice locale au obligații prin lege, legea asistenței sociale 192, care se va schimba în curând, legea 448 din 2006 privind promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, autoritățile locale sunt obligate, nu rugate, să înființeze și să susțină servicii sociale pentru persoane cu dizabilități. În cazul în care autoritatea publică locală nu înființează și susține un serviciu social, poate contracta servicii sociale de la un furnizor de servicii sociale licențiat conform legii. Eu sunt ăla. Doi ani la rând am făcut cerere. Anul trecut, citind ăsta și având promisiunea că se vor contracta servicii sociale de la noi, nu l-am combătut. Scrie că veți înființa un centru de zi pentru copii cu dizabilități, zic, este ok, pe adulți nu vor înființa, dar nu vor contracta.